Bun găsit, fraților! Este ultima duminică a verii, dar nu și ultima duminică a perioadei de mercato, care se va încheia săptămâna următoare. Așa că, pe lângă acesta, mai avem la dispoziție încă un episod cu transferuri. Eu vă mulțumesc că îmi sunteți alături și vă doresc vizionare plăcută! Milan, timidă până acum, scoate capul în lume pe ultima sută de metri. În primul rând, rosonerii l-au adus pe campionul european Alessandro Florenzi, care a renăscut anul trecut la PSG. Fundașul de 30 de ani a fost împrumutat de la Roma pentru un sezon, dar cu opțiune de transfer obligatoriu în vara următoare. La un moment dat, Florenzi era capitanul Romei și unul dintre cei mai buni jucători italieni și n-are cum să uitați golul lui contra Barcelonei. Apoi ceva nu s-a mai legat, însă împrumutul la PSG l-a resuscitat. Milan l-a mai adus și pe copilul minune al fotbalului italian Pietro Pellegri, care marca primul gol în Serie A la doar 16 ani în tricoului Genoa. Se întâmpla în 2017. Apoi a fost dorit de Juventus, însă până la urmă acesta a acceptat-o pe Monaco, care venea după triumful în campionatul Franței. Timp de 4 sezoane la Monegaști, însă tânărul italian a strâns doar 23 de meciuri în toate competițiile și a marcat 2 goluri. Totuși, anul trecut, Mancini l-a convocat în squadra azura și a dat ocazia să-și facă debutul. Pietro Pellegri va evolua la Milan sub formă de împrumut timp de un sezon. N-au stat degeaba nici rivalii de la Inter. Noul antrenor al nerazurilor, Simone Inzaghi, a transferat unul dintre jucătorii săi preferați pe care i-a crescut la Lazio, fiind vorba despre Joaquin Correa. Atacantul argentinian a semnat până în 2025, asta potrivit site-ului oficial al celor de la Inter. Iar cei de la Transfermarkt scriu că de fapt este vorba despre un împrumut pentru un singur sezon. Joaquin Correa este un second striker de 27 de ani care s-a aflat într-un progres continuu în ultima perioadă. Doar că nu îmi prea imaginez ce rol va avea la Inter, căci va trebui să se războiască cu Lautaro Martinez pentru un loc în primul 11. De fapt, s-ar putea ca în cazul acestui transfer să fie vorba despre egoismul lui Inzaghi. Acesta cel mai probabil nu a vrut să admită că unul dintre cei mai talentați jucători crescuți de el va ajunge în mâini străine. Spuneam anterior despre super reușita lui Florenzi, care de altfel a asemănat cu eurogolul unui alt italian, Davide Zappacosta. Acum câteva zile, fundașul dreapta de 29 de ani a semnat cu Atalanta, după ce în sezonul trecut, sub formă de împrumut, a evoluat la Genoa și a făcut-o destul de bine. Zappacosta i-a aparținut lui Chelsea din 2017. Mutarea la Atalanta este probabil cel mai bun transfer pe care îl putea prinde Zappacosta în această vară. Prezența în Liga Campionilor și evoluțiile la o echipă respectată păreau repere ireale pentru fundașul italian. Super transfer făcut de Atletico Madrid. Diego Simeone îl aduce pe proaspătul campion olimpic Mateus Cunha de la Hertha Berlin contra sumei de 30 de milioane de euro. Contractul a fost semnat pentru 5 sezoane. Mateus Cunha este un jucător care mie îmi place foarte mult. L-am urmărit în Bundesliga și m-a impresionat, l-aș compara cu Agüero dacă vreți. Au ambii acea explozie imediată și se țin superb pe pământ, cu picioare puternice și cu sânge rece la finalizare. Și asta chiar dacă brazilianul apare pe foaie rar ca atacant central. Acesta iubește să se cufunde în adâncime pentru a lupta pentru posesie. Dar la Atletico, unde astfel de funcții le aparțin lui Felix și Correa, Cunha va avea ocazia să-și dezvolte cel mai probabil din plin abilitățile de vârf. Mateus Cunha are doar 22 de ani și cred că el este omul potrivit pe care Simeone îl căuta de atâta vreme.
Memphis Depay, care a fost timp de 4 ani forța ofensivă numărul 1 al lui Lyon, a plecat la Barcelona și în prezent are misiunea aproape imposibilă de a suplini plecarea lui Messi. Va avea o misiune grea și Cerdan Shaqiri, care în ultimii ani a fost rezervă la Liverpool. Elvețianul va trebui să fie motorul creativ al lui Lyon după despărțirea de Depay. La ai săi 29 de ani, Shaqiri, pe lângă Liverpool, mai are în CV echipe precum Bayern München sau Inter Milano. Wingerul elvețian este cunoscut pentru driblingurile și abilitățile sale tehnice impresionante. Suma transferului la Lyon ar fi în jur de 6 milioane în prima tranșă și alte 5 în cea de-a doua, astfel costul final fiind în jur de 11 milioane de euro. Contractul a fost semnat până în 2024. Golgheterul din sezonul trecut al Superligii din Turcia, gabonezul Aaron Bupenza, care totodată a fost una dintre marile descoperiri ale fotbalului, a ales o destinație duală. Pe de o parte își compromite șansele de a se transforma într-un star, pe de altă parte își va rezolva problemele financiare pentru multă vreme înainte. Așadar, timp de un sezon, prețul lui Bupenza a crescut de la 100.000 de euro până la 8,5 milioane de euro. Incredibil! A fost zeificat de toată Turcia și a atras asupra sa atenția mai multor cluburi importante din Europa. Până la urmă însă, gabonezul, care de altfel provine dintr-o familie săracă, a ales să plece în Qatar la Al Arabi. Vârful are 25 de ani și cât de frumoasă putea fi povestea lui. În schimb, Galatasaray va avea cu un adversar puternic mai puțin după plecarea lui Bupenza. În același timp, multipla campioană a Turciei încearcă să renască tradiția jucătorilor români. După transferul lui Cicâldău de acum o lună, Galata l-a mai adus și pe Olimpiu Moruțan. Mijlocașul în vârstă de 22 de ani a semnat cu Galatasaray un contract valabil pentru 5 sezoane. Pe urma acestei mutări, Becali va încasa 3,5 milioane de euro. Se zvonește că turcii îl vor și pe Octavian Popescu. De-a lungul vremii, Galatasaray s-a încredințat jucătorilor români cu desăvârșire. Pe lângă Cicâldău și Moruțan, alți 13 tricolori au mai reprezentat multipla campioană a Turciei. Viraj subit făcut de Cristiano Ronaldo la intrarea în Manchester. În loc de Etihad Stadium, cum se vehicula inițial, acesta a luat-o spre Old Trafford. Superstarul lusitan a revenit oficial la Manchester United. Toată lumea din club abia aștepta să-l primească înapoi la Manchester pe Cristiano, au scris diavolii roșii pe site-ul lor oficial. United a trimis oferte către Juventus și Cristiano vineri pe la amiază. Englezii le-au propus italienii o sumă de 25 de milioane de euro pentru transferul quintuplului câștigător al balonului de aur. De asemenea, în ofertă era indicată și durata contractului, care ar fi valabilă pentru 2 sezoane. United a avut o perioadă de transferuri fascinantă, reușind pe lângă Ronaldo să mai aducă jucători precum Rafael Varane sau Jadon Sancho, în același timp păstrându-și liderii, cum ar fi Pogba sau Bruno. Pentru Cristiano, în vârstă de 36 de ani, acestea par să fie condițiile perfecte pentru a mai zdruncina Europa cel puțin 2 sezoane, mai ales că va purta tricoul primei sale mari iubiri. Atât pentru astăzi, prieteni, dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!